Opriți acest masacru, sunt cuvintele pe care Papa Francisc le-a rostit de la balconul Bazilicii Sfântul Petru. Fără a-i rosti numele, suveranul pontif a cerut celui care a declanșat războiul să comande de urgență încetarea acestuia. Până atunci însă, Papa Francisc ne cere să ne rugăm pentru ucraineni. În numele lui Dio, si ascolti il grido di chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi. Si punti veramente e decisamente sul negoziato e i corridori umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro. Vorrei ancora una volta esortare all'accoglienza di tanti rifugiati nei quali è presente Cristo e ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formato. Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori a una ferma volontà di pace. Aproximativ 35.000 de refugiați ucraineni au ajuns în Italia de la începutul războiului și inițiativele cetățenilor italieni se înmulțesc pentru a pregăti găzduirea 10.000 de persoane, dar și pentru a trimite produse esențiale ucrainenilor blocați în țara lor.